Angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj au ieșit în fața instituției în semn de protest față de măsurile fiscale aprobate de curând de guvern. Oamenii spun că vor rămâne cu veniturile ciuntite de la 1 ianuarie, când vor trebui să suporte contribuțiile la stat. Suntem nemulțumiți de scăderile salariale care vor fi în urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat și în urma aplicării legii salarizării de la 1 ianuarie. Scăderea e destul de importantă, încadrările sunt diferite, astfel pierderile pot să fie de la 500 la 1000, la 1000, la 1500, în funcție de fiecare angajat. Protestul pașnic al angajaților a fost un prim semnal de alarmă tras la adresa guvernanților. Oamenii spun că nu doresc măriri salariale, dar nici să piardă ce câștigă în prezent. Cât de mare este volumul de muncă? Este enorm. Fiecare salariat are de gestionat un număr de între 400 și 800 de cereri, ceea ce este enorm. Enorm. Cum vedeți această trecere a contribuției? Dacă ar fi după mine, spune că nu e justificată. Nu văd cu ce ne ajută pe noi și nu văd nici cu ce ajută bugetul de stat. Salariile noastre, conform grilei noi de salarizare, au de suferit și se diminuează începând cu 1 ianuarie 2018. În atare condiții, oamenii sunt nemulțumiți de această chestiune și au încercat diverse căi să găsească o modalitate de rezolvare. S-a încercat și la nivel de APIA Central și la nivel de minister. Încă nu este rezolvată această chestiune și oamenii sunt nemulțumiți pe linia asta. N-am avut niciodată o asemenea ieșire, dar sperăm ca într-un final să se găsească soluții și să ne păstrăm drepturile pe care le-am avut, pentru că nu solicităm nimic altceva decât drepturile pe care le-am avut până în momentul de față, da? Conducerea unității susține că doleanțele angajaților sunt de înțeles, mai ales dacă se ține cont de volumul de muncă. Temerea cea mare este pierderea unor sporuri provenite de pe urma accesării fondurilor europene, angajații APIA având un statut diferit de restul funcționarilor publici. Din tot ce spun colegii mei, nu ne dorim creșteri salariale, dar în condițiile în care aveam un spor de accesare a fondurilor europene de 75% și am dovedit-o în toată această perioadă că Agenția de Plăți și Intervenție a accesat, sau fermierii prin Agenția de Plăți și Intervenție au accesat 96-97% din acești bani europeni, tocmai la nivelul acestei structuri funcționale să apare aceste scăderi salariale începând cu 2018 și ele nu sunt mici, ați văzut, s-a vehiculat în presă, sunt de la câteva sute până la câteva mii de lei. Liderii de sindicat nu vor să se ajungă la blocarea activității, așa că speră ca mai mari țări să le rezolve doleanțele. Noi suntem încrezători că ne vor asculta, cu toate că ne-a fost promis de-a lungul anului, au fost nenumărate promisiuni că nu vor scădea salariile la niciunul dintre angajați, dar sperăm să nu se ajungă să mergem mai departe, sperăm să se rezolve ceva. Proteste au avut loc și la centrele locale din Novaci, Cărbunești, Turceni, Motru și Hurezani.